Bun găsit, stimați telespectatori. Suntem la ordinea de zi, o zi Absolut infernal din toate punctele de vedere, de la condițiile meteo și până la uh, încinsa viață politică românească, pentru că, deși aparent vorbim despre justiție și o cam facem de câteva luni bune, numai în scandalul din Senat că a depășit două luni, scandalul Șova, noi de fapt facem politică și facem politică în dauna interesului național dacă la politicieni te aștepți să facă politică bună, rea, normal și o asumă electoral, la instituțiile celelalte ale statului ar trebui ca politica să fie mai ușor. Să fie mai ușor cu ea. Doar că nu se întâmplă. Și acum, haideți să o luăm pe așa, pe fiecare caz în parte. Și o să mă întorc la cazul cu care, dacă vă auziți aminte, într-o emisiune trecută vă spuneam că va stârni foarte multe pati. E vorba de cazul Rarinca, sau cam așa se numește doamna, e vorba de femeia aceea condamnat cel puțin conform hotărârii instanței, nevinovată, care a stat luni, peste șase luni în închisoare și care astrunit veritabile polemici în partea politică cu un sistem juridic care nu se autocontrolează, deci CSM-ul este de fapt un sindicat al magistraților, nu este un organ care să controleze. Inspecția judiciară n-are decât misiunea să apere pe magistrați, de exemplu, de criticile care le-ar putea aduce oamenii politici sau chiar și presa nu se vor face foarte multe progrese. Dacă aparent, până acum, s-a putut merge, în sensul că politicienii, știindu-se și ei cu scheletul în n-au reacționat, de data aceasta începe să reacționeze publicul larg și deja de aici nu mai ai probleme. Degeaba te apără, de exemplu veșnicul activ Traian Băsescu care cu problemele de are încet încet a suferit lovituri din ce în ce mai importante și se mai întâmplă un lucru se pare că cei de afară au cam văzut cu cine au de-a face și încep să nu-i mai țină spatele, deci Traian Băsescu în disperare s-a întors la dragostea din tâi să-și apere, să zicem așa oamenii puși în funcție și drept mulțumire Elena Udrea a primit arest la domiciliu. Să nu mai spunem că nu o fi așa, că se vede cu ochiul liber. Dar nu asta aș vrea să discut, ci un simplu fapt. Ne-am trezit, deci și aici aș și o pune această întrebare și o punea și maestrul Cristoiu, cred că nu într-un editorial din zilele acestea. Bun, până acum ni s-a spus, clar și ferm, hotărârile judecătoare sunt inatacabile. Știți ce scandal făcea CSM-ul anul trecut? Nu putem să contestăm o hotărâre judecătorească. Bun. Până la urmă, chiar dacă, să zicem, inspecția judiciară a pus la punct câțiva politicieni, nu contestăm hotărârile. Acum, când a apărut o hotărâre judecătorească care o contrazice pe Maria sa, șefa în altei curs de Livia Stanciu, ca să vezi, dintr-o dată ne trezirăm că Hotărârea ar avea niște probleme, că judecătorul nu ar fi contestabil, că și și și. Ce s-a întâmplat? Și ce facem acum? De fapt noi contestăm o hotărâre judecată, nu noi ca persoană. Ci uh, inclusiv DNA-ul prin control prin uh, recursul anulare, nu face decât să spună: avem o problemă cu hotărârea judecătorească. Ce face cu acest lucru? Bun, să zicem că o problem, rezolvă problema a, lui, a Liviei Stanciu, președinta în altei curți. Dar face multe alte probleme, pentru că din acest moment semnul acela de întrebare care sta pe anumite hotărâri judecătorești va fi din ce în ce mai mare. Nu se pune problema că salvez pe cineva. Într-o țară democratică, într-o țară europeană, Livia Stanciu își lua bagajele în secunda a 2 și pleca acasă pleca din magistratură atât timp cât plângerea ei nu a stat în picioare, deci practic a mințit într-un proces. În loc să se întâmple acest lucru, la noi aflăm că judecătorii ăia sunt nebuni, Atenția, au fost doi, chiar dacă să zicem că o judecătoare s-ar fi certat, deși nu e ceartă, s-ar fi contrat cu, judecătoare, cu președinta în alte curți, tot nu stă în picioare, celălalt judecător ce mai avea, că aluia a lui nu i-au mai găsit nimic. Deci e o prostie, o prostie pe care o va plăti tot sistemul judecătoresc. Munca a zeci, sute de judecători, de procurori cinstiti din țara asta, se duce pe apa sâmbetei pentru că nu se renunță la un personaj dubios și pus acolo, după cum s-a văzut și s-a demonstrat în ultimile săptămâni, pus din rațiuni politice. De fapt, ce nu se întâmplă în România cu sprijin politic? Bun, vom mai reveni asupra acestui caz, nu e deloc terminat, nici măcar dacă că știți e, pro, e, procesul, va ajunge, se va judeca tot la e, Curtea de Apel București, iar una din judecătoarele din complet este ghișcine, una care a dat o prelungire de mandat, de s-a mai pronunțat odată. Lucru absolut interzis în România, dar de plin posibil când trebuie să o salvez pe șeful altei curți. Dar vom mai reveni pentru că chiar dacă se va da o altă decizie, eventual să zicem revenia și condamnarea doamnei respective, care de fapt își ține niște bani a ei, pe care au fost împrumutați doamnei președintă la înalta curte, nimeni nu va crede acest lucru. Cine crede că scandalul se va aplara în momentul când se va da o altă sentință, se înșală. Se înșală și, vă spun, bulgărele se face din ce în ce mai mare pentru că sunt deja foarte multe nemulțumiri. Nemulțumiri care pot continua de la un alt caz. La acest moment în Senat se votează din nou pe deci epopeea, putem să o numim, sau ce să-i spunem așa, odiseea lui Lucian Șova, fostul ministru al transporturilor, care, deci vreau să vă spun că a devenit Extrem de cunoscut, extrem de cel pe acest scandal din Senat. Practic, senatorii de o parte și de alta, putere și opoziție, sunt blocați de două, 3 luni în acest caz în care nu știu cum să iasă. Pentru că nu mai funcționează nicio regulă. Haideți să recapitulăm pentru dumneavoastră această situație ca să o înțelegeți, pentru că uh, și fără a mă pronunța, dar deocamdată avem o hotărâre a Comisiei Judice, s-a mers pe vot și votul ar trebui să arate ce și cum. Dar vreau să vă spun că noi suntem cam firmele cu proști. Încercăm să ne atingem scopurile politice folosind anumite instituții pe care le controlăm, care nu au nici, nici mânecă cu legea. De apropo de acuzații de jocuri politice. Și să știți că populația crede din ce în ce mai mult că, că lucrurile nu sunt în regulă. Și o să vă spun de ce. În cazul Șova nu discutăm ce și cum. Miza este clar politică, se speră, cel puțin opoziția speră că odată cu eventuala arestare a lui Lucian Șova o să poată dărâma guvernul foarte ușor, dată fiind apropierea dintre premier, dintre premierul Victor Ponta și avocatul Șova. posibil să fie cu vrabia mălai visează, dar este un, un plan politic. Dintre puținele pe care le are opoziția la acest moment. Bun. S-a votat odată în Senat, iar voturile au fost în favoarea ridicării imunității, dar n-au fost suficiente. Conform regulamentului Senatului, necontestat, era în regulă la acel moment, s-a constatat că nu se îndeplinesc voturile de majoritate calificată ca să poată să-i se ridice imunitatea. S-a făcut un act, de fapt, până atunci nu se făcuse, da? Curtea Constituțională, presată de Partidul Național Liberal, în fine, cu un întreg scandal, s-a cerut un lucru ca să declare acea hotărâre nelegală. Hotărârea în baza votului. Bun. S-a întors toate lucrurile la Senat. Și atunci, logic, senatorii au decis, democratic, ca spune eu, să supunem un nou la vot, adică să vedem ori alb, ori neagră. Uh, liberalii, însă nu vor un nou vot. De ce? Pentru că nici ai lor probabil nu vor vota. Ori nu sunt prezenți, ori nu votează. Și atunci nu votează împotriva lui Șova. Și atunci liberalii zic, bă, hai să încercăm să facem altfel. Adică să rămânem cu același vot numai să-l reinterpretăm. Păi nu merge. Deci una erau regulile atunci, una era, încă o dată spun. Deci eu nu pot să interpretăm votul pe listă, apropo la parlamentare, cu vot uninominal. N-are nicio logică. Dar în fine, să zicem că acceptăm și, și chestia asta. Scandalul însă ce face? Ne face neserioși. Deci, în primul rând, se lovește în clasa politică, indiferent că e putere, că e opoziție, și, în altă nu rămurim un lucru. Cred că senatorii în astea două-trei luni trebuiau să facă alte lucruri decât să se războiască prin comisii, prin plen cu DNA-ul, cu nu știu ce, pe acest, pe acest lucru. Acum, fie vorba între noi, să spunem așa, și mă surprinde un lucru, știți, se tot speculează faptul că în spatele cazului Șova nu este rovinariu și turceniu, asta e nu, nu prea se poate, dovadă că în nu s-a putut obține ceva mai concludent, ci sunt altele. Privatizarea CFR Marfa ar fi o variantă și mai sunt și, și alte lucruri, de fapt asta s-ar urmări cu adevărat. Dar nu era nicio problemă să poți cere, atenție, să poți cere o ridicare a imunității pe acest caz, sau în cazul rovinari turceni se putea reveni cu o nouă ridicare, o nouă cerere de ridicare a imunității, cum s-a făcut la Elena Udrea, că nu mai știe câte sunt, sau în alte cazuri. De ce n-a făcut dna acest lucru? E posibil să nu existe altceva la dosar. Sau procurorii să-și păstreze, să, să zicem, niște a, niște a și mâne. Dar eu vă spun că votul de astăzi va fi, clar, va fi mult mai clar ca data trecută. În favoarea lui Lucian șova, deci nu se va ridica imunitatea, va fi din nou scandal la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională care așa e misiunea pe unitate, va decide acela lucru și vom continua tot așa. Dar, acum stau și mă întreb și încă o dată vă spun că suntem, până la urmă, oameni normali într-o țară care se dorește normal. Avem, și am mai spus asta, avem curte constituțională care interpretează cum crede ea că ar fi legea fundamentală. Vreau să vă spun că nu mai are nicio, nicio legătură cu Constituția. Nu e scris în Constituție. Ne fiind scris, noi acceptăm niște interpretări a unor juriști. Nu le putem zice judecători. Degeaba sunt judecători. Că nu au fost judecători niciodată. Deci, i-am făcut judecători politic. Nici nu sunt măcar recunoscuți de breazlă, în sensul că i-am pus acolo că a vrut președintele, că a vrut senatul, că a avut camera deputaților sau cine mai numește oameni acolo. Deci nu se pune pro, dar ne întoarcem. Ce facem cu acest lucru? Ne vom bloca în continuare luni de zile. Bă, nu că cei din opoziție cred că câștigă puncte electorale pisând pe această situație. Și probabil undeva pierderea și câștigul se echilibrează. Dar vreau să vă spun, această tergiversare permanentă, în care nu e numai la putere, ci este și la opoziție, face următorul lucru. Ca politicienii să nu fie credibili nici unii, nici alții. Și cei de la putere să-și fi dat seama, să o transforme spre politic, că așa se vede. Deci, acum sunt clar jocuri politice. Bun. Și eu sunt de părere că Orice om politic din țara asta, și trebuie să fie tratat ca orice alt om de rând și să răspundă în fața legii. Da, dar bun. Avem acum cazul uh, Prarinca. Iată că doamna președintă de înaltă curte nu se pune la dispoziția justiției. Dânsa are cel puțin un denunț calomnios, cum se numea odată. Bun. Deci, în mod normal, fiind cazul ăsta, dânsa trebuie să se pună la dispoziția justiției să se autosuspende. Asta cerem de la politicieni, da? Păi cei judecătorii procurorii, de ce nu sunt și pe aceeași, că și au aceeași imunitate. Bine, de alt tip, dar tot imunitate se numește. Și ei ar trebui să dea în față și bun, în momentul când greșește un judecător și o face, cum e cazul de față, că e clar, rea intenție, nu mai încape discuție, să plătească și el ca orice om. Adică, bă, avem la uh, CEDO, nu, am dat 50 de milioane de euro în ultimii ani, da? Păi bun, i-a plătit statul român. Dar de ce eu, Ion, să plătesc pentru judecătorul nu știu care care a greșit? Și care, atenție, judecă, eu am, să zicem, salariu minim pe economie și trebuie să plătesc, iar judecătorul respectiv are vreo 10-15 salarii de ale meu și are pensie de nu știu câte ori în momentul când iese la pensie. Nu mi se pare în regulă. Deci trebuie să fim într-o țară în care să se echilibreze aceste lucruri, pentru că altfel vom ajunge într-o situație fără ieșire. Bun, și acum, după toată această tevatură din Senat, vă spuneam, în câteva minute probabil o să avem și rezultatul oficial, deși nu s-a anunț anunțat încă, PNL-ul a ieșit și spune că el oricum de contestă decizia Senatului, nu -are, are nicio, problemă cu ce se votează. Unde e democrația? Că până la urmă e democrația votului, nu? Majoritatea dictează că ne convine sau ne convine. Cam aiurea. Dar, vă spuneam, am vrut să abordez din nou aceste cazuri că sunt în dezbatere publică și până la urmă chestii de bun simț. Deci, dacă avem o dată, baie neagră, baie albă, în sensul, ba apărăm hotările justiției, ba nu le apărăm. Ba e așa, ba e așa. Din coace, ba contestăm votul, dar să nu se mai refacă, doar să se reinterpreteze, pentru că la reinterpretare n-ar avantaja pe unii. Deci mie mi se pare mai corect să mergem în... E adevărat, sunt niște prevederi legale pe care le interpretează, cum vă spuneam, niște oameni care îți spun judecători, dar ei de fapt Uh, nu, sunt, uh, nu sunt judecători, sunt niște juriști și vă spun o chestie, având în vedere precedentele cu, uh, cunoscute și faptul că uh, în ziua de astăzi avem foarte mulți juriști, mulți probabil absolveți de Herculane, nu neapărat în locația respectivă, dacă ai idee, ne putem pricepe și noi dacă citim o lege. Și poate noi, cei care nu suntem juriști de meserie, interpretăm mai corect decât o fac juriștii cu adevărat, care o ia pe, de la Ana la Caiafa și descopere ei ce descoperă. Sau forțează o lege pe o interpretare care... În fine. Dar, uh, vă spuneam, democratii nu prea este, dar vă spun, ce se va întâmpla? Vom ține în continuare, pentru că acum miza care e? nu mai pot ceda niciunii. Pe de o parte, PSD-ul și aliații nu pot să-și permită să piardă pentru că e un război pierdut politic și se răspunge și politic, să nu credeți că câștigă puncte, că vezi, doamne, la da pe șova pe mâna justiției, nu se mai câștigă, deja s-a depășit de mult limita aia. Pe partea cealaltă, opoziția ce să vă să renunțe? Nu pot nici ei. Și atunci merg înainte. Și suntem în țara unde noi ne pierdem timpul în continuare cu chestii de acest gen. Dar, vă spuneam, aceste cazuri sunt cazuri, le vedeți de câteva zile pe asta și cu siguranță le veți mai vedea. Pentru că, ce să vă spun, se întâmplă, suntem în, suntem în, România și ne pierdem, ne pierdem timpul cu astfel de lucruri. Vreau să vă spun însă altceva și anume, de, une, Uh, îmi dau seama că cazuri de genul ăsta, cum ați văzut uh, cazul Șova, cum se interpretează cazul președintei în alte curs și, și femeie nevinovate, alte cazuri de genul ăsta, s-au interpretat într-un anumit fel. Vreau să vă spun că dacă ne uităm pe audiențele televiziunilor de știri care toacă aceste subiecte zi de zi, o să constatăm un lucru extrem de interesant și anume Antena 3, dăm și numele televiziuni, a urcat din nou în primele trei televiziuni din țară, atenție, primele două sunt generaliste, Pro ul și Antena 1, în timp ce Realitatea TV, postul socotit de opoziția de aia talibană, cum s-ar spune, s-a dus undeva de îl vedem și nu e. Și anume, Uh, deci, postul de televiziune în Realitatea TV, dar și moderatorul emisiunii Jocuri de Putere, și ne spune asta pagina de media, cel mai bun site de analiză media, primesc o lovitură grea din partea telespectatorilor. Jurnaliștii de la pagini de au prezentat luni audiențele postului de televiziune din România, iar Realitatea TV pare să fi suferit o uriașă scădere. În intervalul de seară, Realitatea TV coboară în topul general al televiziunilor câteva poziții, până pe locul 18. Fiind în spatele unor posturi precum Disney Junior, AEXENU, Pro Cinema și la distanță de Digi24. Și după media pe zi, realitatea TV coboară câteva locuri. Ziua este de remarcat, deci, cum vă spuneam, nu se bate cu. Se Au intrat însă în primele 10 B1 TV și alte televiziuni. Știți că se acuza B1 că și-a schimbat politica editorială, nu știu ce. Deci, mă face să cred că oamenii se uită și după cum ai o poziție cât de cât uh, tranjantă pe anumite subiecte, dar nici să vezi doar bârna din ochii, uh, în loc de paiul, bârna din ochii celuilalt nu e, nu e în regulă. De ce v-am dat acest exemplu cu televiziunile? Foarte simplu: uh, telespectatorul român începe să nu mai poată fi mințit, și decât de, adică uh, cum să vă zic sunt începe să țină cont de prestație și de o anumită echidistanță. La unii nu se vede de nicio culoare și dovadă iată că îi cauți și nu îi mai găsești. Uh, apropo de, de politică, uh, vreau să vă spun că la acest moment Ni n-am să mai intru în amănunte foarte multe. Vom avea, se pare, o moțiune de cenzură pe sfârșitul săptămânii, pe votul din diaspora, deși nu s-a prea lămurit lumea cum e cu el într-un fel sau altul. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Avem două situații diametral opuse. Pe de o parte, puterea, care a început să facă mișto de opoziție și antroveserie o veselie și parlamentar și un EPR-ul deja crește ca viteazul din poveste. Și funcționează bine, îi dă aripi și economia care e în creștere și multe altele. Pe partea cealaltă, opoziția, din ce în ce mai rarefiată, cu un război surd între foștii liberali și foștii pedeliști și uh, cu o scădere constantă în, în sondaje. Deci, îi scad mai mult decât dacă ar fi la guvernare, ceea ce nu e în, nu e în regulă. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Ia gândiți-vă cine, cine este lider la Gorj sau copreședinte la Gorj. Tudor Barbu. Senatorul acela băgat la 380, fostul realizator de televiziune, dar care, săracul, n-a prea mai nimerit drumul Gorjului. Cum spuneam într-o emisiune trecută, e, a venit în Gorj mai rar decât Victor Ponta. Deci, vă dați seama, ce performanțe liberale o să obțină el în gorj. Chiar dacă face pe forțosul, mai dă câte o declarație belicoasă, se uită cu patru ochi în ecran, de, de zice, mamă, o să rupă pe în din gură, dar bineînțeles, azi îl vedem și nu e. Nu înseamnă nimic pentru gorjeni și cu siguranță cu un lider de genul ăsta nu se va face prea multă treabă în gorj, mă refer la opoziție din partea cealaltă, vreau să vă spun că nici pe la PSD nu prea pare să mai fie mare entuziasm, nu mai avem uh, candidați siguri pentru Consiliul Județean, pentru primărie, Vedeam chiar o declarație a primarului Florin Cârciumaru care se gândește că n-ar uh, că că mai fi bine să caneze în 2016. Chestii de genul ăsta încât stai și te întrebi unde se va îndrepta politica românească în următoarele luni. Dar întorcându-mă la ce se întâmplă la nivel național, vreau să vă spun că totuși liberalii par mai conect, foștii liberali, deci liberalii vechi, par mai conectați la lucrurile ce se întâmplă și în justiție și peste tot. Cel puțin Ludovic Orban l-am văzut cu o poziție destul de... Bă, trebuie să fie ceva acolo, deci nu putem să nu vedem anumite, anumite lucruri. Deci, nu zice nimeni că nu s-ar fi putut întâmpla o eroare judiciară. Nu zice nimeni că s-ar putea să se fi înșelat judecătorii a doi. Dar dacă am pus să nu, nu, contestăm hotărâle de instanță bune, rele, apoi hai să o facem așa sau o facem doar numai când ne convine nou. Dar, în fine, pentru că astăzi a fost în, în Parlament, vă spuneam, a fost mai întâi o moțiune simplă pe sănătate care a căzut. A, apropo o nouă dezinformare uh, crasă uh, vreau să vă spun că astăzi chiar am verificat asta. Uh, mai de dimineață a apărut, uh, așa, pentru că era cu moțiunea, a apărut chestia, s-au blocat iar sistemul cu cardurile, cu nu știu ce de sănătate. Am rămas destul, adică știind că e bă, parcă mh, parcă nu s ar legat unele lucruri. Deci, vreau să vă spun că, la momentul când am verificat eu acest lucru, și asta cu un medic de familie destul de cunoscut, în Gorș, vreau să vă spun că sistemul be, mergea bine, mersi, cel puțin în Gorș. Dar bănuiesc că dacă mergea în Gorș, mergea și la, și la nivel național. Ce vreau să vă spun? Că unele dezinformări merg la greu în aceste zile, iar dumneavoastră trebuie să le faceți, de fapt, toți trebuie să le să le facem față, pentru că altfel altfel suntem luați, luați de fraier. Dacă credem tot ce ni se spune și ni se livrează, ni se bagă în urechi de unele televiziuni, o să riscăm să fim manipulați, mințiți. Acum vreau să vă spun apropo, trecem pe trecem spre un alt subiect, unul de la nivel internațional, tot o manipulare și una foarte mare. Mai țineți minte de scandalul din, de anul trecut uh, legat de acel avion care a fost doborât în Ucraina, pe teritoriul Ucrainei, în care s-a spus că rușii, baz rușii separatisti, ba armata rusă, uh, s-ar uh, -ar impune. E, eh, vreau să vă spun uh, Vreau să vă spun că producătorul rus al sistemelor de rachete Solar Buk afirmă că în urma proprii analize a stabilit că zborul MH17 al companiei Malaysia Airlines a fost dobărât de o versiune mai veche a rachetei care nu se mai, nu se mai află însă în serviciul armatei ruse, dar se află în arsenalul Ucrainei, transmite agenția Associated Press. Deci, să știți Că încep să cred o asemenea idee dintr-un simplu motiv. Rușii nu aveau un motiv să-și să facă o problemă în plus în zona respectivă. Cei care aveau de câștigat de pescuit în ape tulburi nu puteau fi decât ucrainii. Pe ideea asta de logică aș merge, e posibil să mă înșel, e posibil ca tocmai pe antilogică să fi mers cei care protagoniștii de acolo, dar Uh, faptul că, deci Rusia nu mai fabrică rachete de acest timp din 1999 și uh, deci nu s-au mai produs în Rusia, în Rusia, pardon, uh, astfel nici concernul, nici întreprinderile sale nu au putut livra nimănui rachete de acest uh, tip. Deci uh, se mai află în țările care aveau asemenea rachete înainte de dezmembrare. Așa că S-a clar murit marele scandal legat de rușii care au dobărât avionul. Dar asta e ca o paranteză și vă spuneam că asta nu înseamnă că rușii joacă corect sau că ce fac ei în Ucraina este, este în regulă. Deci sunt manipulări de tot felul, pe o parte ei, pe o parte ucrainienii, pe o parte toți ceilalți. Deci trebuie să credem lucrurile. Extrem de palpabil să vedem toate punctele de vedere, și să credem doar doar așa, făcând o medie, pentru că, din păcate, asta-i media din ziua de astăzi. În, între timp, vreau să vă spun că a apărut un nou subiect, a Un nou subiect care bănuiesc că este un mare fus și cineva ar trebui să dea ar trebui să dea o explicație și anume dacă vă aduceți aminte cu câteva luni în urmă a scăpat în presă, vezi doamne un proiect de restructurare al Ministerului Educației, bine un proiect care era de acum câțiva ani, de prin 2010 prin care se reduceau posturile fantastic în educație și a urmat un veritabil scandal, iar ministrul Sorin Câmpeanu s-a văzut în situație, ne, nu știu despre ce-i vorba, n-a trecut pe la mine, nu l-am văzut, nu-l accept, nu-l nu iau în discuție. Bun, acum vreau să vă spun că se tot vorbește de o nouă lege a educației naționale. Necesară pentru că porțiuni mari din legea educației naționale din 2011 nu merg, nu funcționează, nu sunt metodologii, sunt probleme. E, vreau să vă spun că chiar Adrian Gorun, Universitatea Constantin Brâncuș, lucrează la un asemenea proiect care se pare că e aproape gata. v mai dat această informație. Bun, asta a fost o paranteză. Doar că proiectul legii, și este, este o lege în Parlament, care s-a blocat undeva prin Senat de acum vreo 3-4 ani, nici acum nu s-a rezolvat cu ea. E, vreau să vă spun că între timp a apărut un nou proiect de lege, care numai că pare însăilat, dar nu e recunoscut nici de protagoniști până dacă s-a ajuns până acolo încât chiar. Uh, chiar uh, protagoniștii lui și aici mă refer la uh, cei care, deci inclusiv Caterina Andronescu, fostul ministru al educației, îi spune, domne, nu e în regulă. Și dacă tot am făcut niște schimbări, nu mai revenim asupra lor. Bun. Ce spune uh, ministru și de data asta Sorin Câmpeanu? Ministerul Educației nu a intervenit nici măcar cu o virgulă în proiectul Parlamentului, dar că urmează să introducă modificări. Ministerul va face următoarele schimbări. Clasa pregătitoare va rămâne la școală, în niciun caz nu va fi și, uh, în caz nu va fi și evaluare națională și admitere la finalul clasei a 8 și vom lua în, în considerare și posibilitatea de unei evaluări la clasa a 10 De asemenea, ministrul a anunțat că se gândește la introducerea bacalaureatului profesional susținut puternic de Caterina Andronescu. Uh, precizăm atenție că niciunul dintre cei care au pus în dezbatere acest proiect de lege nu este de acord cu el. Nici Caterina Andronescu care și-a exprimat dezacordul cu propriul draft în mai multe puncte, nici Ministrul Educației. Ministrul Educației plânge termenul de depunere a ofertelor de licitație pentru manualele de clasa a treia și va lansa foarte rapid licitația pentru manualul de clasa a patra. Vreau să vă spun că clasa a treia se va face prin reditarea manualelor vechi, apropo de situație. Dar, Întorcându-mă la legea despre care se tot se vorbește, trebuie spus că e nevoie de un statut al personalului didactic. Nu-l avem. De când s-a apărut legea 1, nu avem un statut al personalului didactic. Dar, cu modificările respective, această lege ar putea funcționa. Pune în pariu că nimeni, dar absolut nimeni, nu se va uita la acest conținut. Nu. Toată lumea se va concentra de ce vreți să scoateți clasa pregătitoare să o trimiteți la grădiniță și chestii de genul ăsta de formă care n-au nicio relevanță. De deci ce a fost pus acest proiect nearticulat, nepus de acord cu ministerul în dezbatere publică? Pentru ca să fie scandal. Noi creăm un subiect, toată lumea se va năpusti, că știți cum e. Toată lumea se pricepe la educație, la învățământ, toată lumea vede diverse lucruri și toată lumea se va uita în acea, direc în acea direcție. Între timp, vor veni diverse alte, alte modificări, probabil tot prin ordonanțe de urgență, și vă garantez eu că nu vom avea o nouă lege a educației naționale. Um, organizarea. Organizarea școlilor va rămâne puțin mai sus, deși, ca personalitate juridică, deși avem o mare problemă. Și vă spun de ce. Iată, articolul 19 din noua lege, și care preia aproximativ la fel, dar e cu 200 acolo, din legea educației naționale, în sistemul național de învățământ. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează după caz. Astfel, cu minim 300 de elevi cu minim 300 de elevi preșcolari și antepreșcolari, cu minim 150 de preșcolari și antepreșcolari, ca unități de învățământ special. Păi vreau să vă spun că în Gurș avem foarte multe comune cu o singură unitate școlară. O singură unitate școlară care nu ajunge la 300 de elevi, ba din contră, în unele cazuri poate coboară sub 100. Cu toate categoriile, cu toate elevi preșcolari și antepreșcolari. Ori, în această situație, ele au personalitate juridică. Le lăsăm cu personalitate juridică. Atunci, unde mai, de ce mai facem reglementări? Și tot așa. Deci nu se ține cont de ce se întâmplă în, în, nivelul în învățământul românesc. Și apropo de Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar, cuprinde următoarele niveluri, le știți și acum, dar vreau să revin asupra lor, Educație timpurie, 0,6 ani, din care avem antepreșcolar, 0,3 ani, deci creșele, și învățământul preșcolar, 3,6 ani, care cuprinde grupa mică, mijlocie și grupa mare, pregătitoare. Grupa mare, pregătitoare, fiind, atenție, aia care ar trebui să o luăm de la învățământul primar. Învățământul primar, clasele 1-4, învățământ secundar, învățământ secundar inferior 5-8 și 9, 12 -le învățăm în învățământ secundar superior, și apoi universitar. Deci, ne legăm de uh, chestii de. nu de substanță, ci de chestii mărunte care ne mulțumește. Fiecare are o părere cu clasa pregătitoare, fiecare are o părere de uh, cine face parte din ea, cum să evolueze, fiecare își cu părerea. Și de aici situațiile care care sunt. Dar vreau să vă spun apropo de acest proiect că el va stârni extrem de multe valuri și va, vom merge deci, cu scandalul pe seama lui foarte mult, foarte mult timp. Și vă spun de ce. În primul rând, și în gorș, dar în tot învățământul din România, cel puțin la nivel oral, rural, avem o problemă de efective. Bine, las la o parte că deja și urbanul, zonele limitrofe deci sau de mic urban sunt probleme mari. Dar nu ai efectivele. Ce faci? Închizi școlile? Parcă am vorbit că nu se prea mai închid. Dar în fine. Deci, apropo de învățământul preșcolar, grupa cuprinde medie 15 preșcolar, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20. Păi, apropo de această lege, sunt grădinițe în Târgu Jiu, deau 35-40 de copii la grup, în continuare. După cum sunt grădinițe în Târgu Jiu, care au doar câțiva copii la grup și funcționează. învăț educatoarele respective ia aceiași bani. Bine, acum fie vorba între noi... E e de discutat ce se mai face în învățământ dacă zilele acestea am avut serbări de final de an. Le-am făcut sub formă de 1 iunie, dar la nivel preșcolar foarte multe grădinițe au organizat serbări de final de an, dar de 1 iunie. Deci după asta se putea lua și vacanță, nu? Apropo de ce se întâmplă în România în general. Uh, nu o să mai intru pe partea cu învățământul, cu siguranță o să mai revenim asupra, asupra și acestei legi sau când va fi, pentru că e în dezbatere publică o lună de zile și apoi va intra din nou, deci va intra în Parlament ca să vedem ce și cum, dar tare mi-e frică că nu o să-i vedem finalitatea niciodată nici acestei legi și nici altea, mai ales că părere proprie și personală cred că s-ar impune ca... România să aibă două legi și două ministere. Pe educație, se încerca să ceva, dar nu așa, și să venim pe învățământul preuniversitar cu un specialist uh, din învățământul preuniversitar care să știe ce și cum se mănâncă acest sistem. Altfel vom avea în continuare doar experimente care. care. Avem universitari care nu se pricep la sistemul preuniversitar, și de aici multe, multe, foarte multe probleme. Aș vrea să vă spun apropo, mă întorc la o problemă, zilele acestea a fost lansată și cred că ar trebui să o discutăm, mai ales că nu s-a făcut în privința altor măsuri de aderare europeană, nu s-au făcut prin, prin referendum. Acele negocieri făcute în genunchi de guvernare în ăsta se ne costă poate și acum, dar negocierile pentru aderare. Vreau să vă spun că România are obligația, cel puțin așa a ieșit după ultima întâlnire dintre guvernatorul Muguri-Sărescu, președintele Claus Iohannis și premierul Victor Ponta. Are obligația să adere la zona euro până în 2019, cred, da? Uh, acum vreau să vă spun că aderarea la moneda europeană nu e atât de avantajoasă pentru români, cel puțin în prima perioadă. Nu sunt deloc câinii cu covrigi în coadă pe sistemul ăsta. Dovada cea mai bună e că englezii stau parte de moneda unică și mai sunt și alte țări. În schimb, uh, noi ar putea să avem o scădere a veniturilor, cel puțin la început, cel puțin un an, doi, trei și nu știu că românii și-l perim, mai ales că nivelul nostru de trai este destul de jos. Asta ar fi prima problemă. A doua, competitivitatea economiei românești este h -h, la genunchiul broaștei față de suratele din european. Dacă noi facem pasul spre euro prea devreme că nu suntem pregătiți, o să vină un nou val de tăiere economică. Știți ce s-a întâmplat după 2007 că am închis cam totul? E, ce a mai rămas deschis, ar putea să-l să decapităm în 2019. Din acest motiv, și aici e, sunt de acord cu ce spune premierul, un referendum pentru aderarea la zona euro ar fi o măsură democratică. De spus românilor ce așteaptă și e, care sunt consecințele. De deci să știm și partea, nu, de exemplu, atunci în. E, în timpul guvernării Năstase, să aderăm, să mergem afară, că vom avea Schengen, că vom avea nu știu ce. N-am obținut nici acum. În schimb, toată lumea a fost pe plecare pe nu știu ce. Deși, consecințele s-au dovedit destul de... E adevărat că cred că suntem pe plus pe la ansamblu faptul că am aderat în 2007, dar dacă s-ar fi cunoscut toate consecințele, dacă muncitorul de la Olchim sau pe de aici, de la Rostramu sau mai știu ce altul ar fi realizat că după 2007 s-ar putea ca întreprinderea lui să se închidă și el să plece în șomaj, e posibil să nu mai fi fost de acord atunci dacă îl întrebai, domne, ești de acord să? Să se fi gândit să zică, bă, frate, stai puțin, că eu rămân fără pâine pentru copii. Deci, ce aș vrea eu să spun cu asta este... Că populația trebuie consultată. Dacă Traian Băsescu a consultat populația pentru toate inepțiile, gen parlament unicameral și altele, haide să încercăm să nu ne ferim de părerea populației și să-i întrebăm. Apropo, aș fi curios, tot vorbim de scandalul cu diaspora, aș fi curios câți din diaspora ar fi interesați de un asemenea, de un asemenea subiect. Poate că ar fi foarte interesat. Cu siguranță se vor bate la toate secțiile de votare din Occident să voteze. Bun. Mergem mai, mergem mai, departe. Aș vrea să abordez acum un subiect un subiect despre care noi am mai vorbit și iată că Constantin Niță, fostul ministru al energiei, a ajuns la concluzia noastră azi avem o strategie energetică pe care o vedem și noi. Adică nu avem nimic de acest gen. Am mai spus acest lucru chiar de la această emisiune, dar acum, să zicem, avem și confirmarea unui, unui oficial. Constantin Niță, fostul ministru al energiei, face pe blog o analiză a sistemului energetic din România, amintind că inexistența unui mix energetic ne descalifică atunci când vorbim de competitivitate. Despre promisiunile ministrului Andrei Gerea în privința complexului energetic Hunedoara, Constantin Niț arată că nu există o viziune pe termen lung. De acord. Deci eu vă dau scris, Hunedoara peste șase luni, dacă nu vin alți bani de la stat, Hunedoara se închide. Cu consecințe incalculabile, va fi zonă moartă, ca și zona pe la Olchimune, nu lucrează decât foarte puțin din cei care lucrau odată. În ultima perioadă, cităm, în ultima perioadă apar din ce în ce mai multe declarații și decizii pardon, incoerente, lipsite de viziune și cu efecte dezastruoase pentru sistemul energetic național. Din păcate, elementele care compun sectorul energetic sunt privite dispersat, uitându-se un lucru esențial. Ele funcționează ca un tot, acesta fiind chiar unul din avantajele României. Astăzi asistăm la o discuție al negru despre cât de rău este cărbunele. Nu producția de energie pe bază de cărbune este problema României. Adevărata problemă este anomalia modului în care funcționează acest sistem. Anomalie pentru care nu există suficientă voință în vederea corectării, stie fostul ministru. Și noi spunem același lucru. Cităm, faptul că nu avem companii care să funcționeze pe baza unui mix energetic ne descalifică din start atunci când vorbim de, despre competitivitate. Da, într-adevăr, vom avea câteva companii care performează și ne vom mândri cu rezultate financiare extraordinare. Însă, per total, sistemul suferă. Nu putem performa în privința companiilor energetice pe bază de cărbune atâta timp când noi exportăm subvenție pentru cetățeanul maghiar, cer sau slovac. De ce? Pentru că pe de o parte dorim să exportăm energie, dar mai mult din energia regenerabilă, iar pe de altă parte importăm energie pe care o folosim în procesul de echilibrare. Acesta, acesta pentru că termocentralele noastre sunt închise sau produc la prețuri necompetitive. Cum spuneam, există măsuri dispersate, care însă nu oferă răspunsul la adevăratele probleme ale sistemului. Aceste promisiuni, cum sunt cele ale ministrului Gerea în privința complexului energetic Hunedoara, vin să-mi întărească ideea că nu există viziune pe termen lung. Bine, acum vreau să vă spun că e mare analist, de parcă n-ar fost în guvern până acum câteva luni. De parcă acum ar fi venit sau ar fi pe undeva prin opoziție și ce își dă și el cu părerea, bă, că n-ați făcut așa. Păi el cât a stat și a mâncat banii statului pe ăsta, ce a făcut? N-a făcut nimic. A venit pe aici de câteva ori să învârt... Bine, pe la Gorș cred că vreodată a trecut pe ăsta și atât. Și l-au schimbat de munce era, dar bine că uh, a plecat uh, a plecat un specialist și-au adus pe gerea care nu se pricepe la nimic. Dar în fine. Mai mult, Pot spune că aceste promisiuni nu sunt realiste și sunt strâns legate de aprobări ale Comisiei Europene, aprobări pe care cel mai probabil nu le vom putea obține. Termenele pentru închidere de mine, anularea unor amenzi. Nu cred că promisiunile fără acoperire pot rezolva problema mineritului românesc. Ar fi de preferat să avem o direcție clară pentru sectorul energetic, una din care să știm clar ce loc ocupă fiecare resursă. În aceeași notă a soluțiilor oferite de pe margine se înscrie și fostul ministru Nicolescu, actual consultat. Acesta face declarații interesante, în condițiile în care mandatul său din 2014 s-a remarcat printr-o starnare a tuturor proiectelor gestionate de către Departamentul pentru Energie. Da, deci ce vreau să vă spun? Deși foștii ministri au stat degeaba pe, pe banii statului, iar acum a făcut pe deștepții. Bine, vă ei nu că gerea ar fi o somitate. Dar faptul că nu avem o strategie, nu știm unde ne îndreptăm, asta o vedem și noi cu ochiul liber, nu trebuie să ne spună nici Niță, nici, nici alții alții ca el. Dar asta e România, o luăm de bună, ascultăm toți toți neaveniții, duci de politică, duci pe valurile politicii în anumite funcții, că știți cum mai e la noi în România. În general, în funcțiile importante se ajunge doar cu sprijin politic. După ce a ajuns cu sprijin politic, toți sunt tehnocrații, toți sunt betoni, specialiști, oameni indispensabili. Dar ei, săracii, nu se remarcă din marea, să spunem așa, de specialiști, tot cu mele, decât pentru faptul că sunt, membru, sunt membri de partid, și n-ar fi că sunt membri de partid, și buni, la toate partidele, dar trebuie să aibă ori o rudă bine pusă, ori dacă e domnișoară să aibă fustița cât mai scurtă, să fie amanta cui trebuie și promovează, promovează, promovează până pe biroul președintului. Am văzut cazul Elena Udrea, nu? Asta spune uh, cealaltă consilieră prezidențială care a rămas pe din afară și care a scris o carte să ne spună ce și cum se întâmpla la Cotroceni. Uh, și vreau să vă spun că apropo de chestia asta, la Cronica Cârcotașilor o să vedeți o filmare, un serial pe chestia asta cu, se numește Cronica la Cotroceni, chiar pe baza cărții Adrianei Săptoiu. La mișto, bineînțeles, făcut. Ar mai fi multe de spus, ne oprim aici, cu siguranță mâine seară luăm din nou uh, să spunem realitatea la bani mărunți și vedem ce și cum se mai întâmplă, dar cu siguranță lucrurile uh, sunt așa pe apropo, uh, astăzi a trecut prin senat, deci vă de, vă datoram rezultatul cazul Șova 66 de voturi pentru ridicarea imunității, 72 împotrivă, anulate 2, au votat 140 de senatori. Consecințele le discutăm mâine seară. Mulțumesc pentru atenție. La revedere.